Avem în față sistemul de navigație TTI 6030, special conceput pentru Land Cruiser, modelul acela V8 din 2008, acel model mare. Are inclus GPS, TV Tuner, DVD Player. DVD Player-ul poate rula MP3, MP4, MPEG-uri, AVI, DVD-uri cu meniu și multe alte formate, JPEG-uri, BMA-uri, o groază de formate video și audio. O să intrăm în meniul principal. Rezoluția este de 800x480, după cum se poate vedea. El intră automat în unul din meniuri. Aici avem meniul de setări, setări oră, setări GPS, setări limbă, setări timp, setări ecran, setări sunet. Acesta este meniul radioului. Are conectare USB. Îmi zice că nu este niciun USB conectat. Conexiune SD card. Auxiliar, se poate monta monitor sau tetieră. Se poate conecta iPod. Are Bluetooth incorporat. Apare și sigla Toyota de fiecare dată când ieșim dintr-un anumit meniu. După cum se poate vedea, se poate forma numărul. La întâmplare am ales. Se sună. Nu ia și agenda telefonică. Navigație este cu harta full Europa, inclusiv România, la nivel de stradă și număr. Luna 6-2009 poate fi upgradabilă până la varianta care apare în momentul achiziției navigației. O să dăm general Nicolae Descălescu, acesta este adresa noastră, unde ne puteți găsi în Piatra Neamț. Acest sistem vine și cu funcția dual zone. Ca să-l vedeți și ca material. Da? Aici, în realitate, vine un display al mașinii. O să merg puțin în sus. Deci, pe partea aceasta vine display-ul mașinii cu funcțiile de bord, consum, kilometri parcurși, cei care au un astfel de automobil.